Mașina românului. Ia, vomit. Faci, jeu cu planetei. Bă, să te ferească Dumnezeu să faci viniuță cu trotinete. Vezi că nu e. Aaaa! Lasă! Salutare, dragi viitori de mașini! Bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog! Astăzi lansăm o nouă serie alături de invitatul meu special, Andu. Salutare! În spatele camerei este și a noastră Beatrice, care n-a dat drumul. Și astăzi dăm drumul la o serie pe care o vom numi Garajul meu. De ce Garajul meu? Am ales 11 mașini pe care eu nu le știu. O să ți le prezint pe rând. Din astea 11, 5 trebuie să-ți alegi. Dacă tot bagi în nu și rămâi fără opțiuni, la fiecare mașină pe care ai ratat-o, îmi plătești 100 de lei. Pe bune sau? Normal că pe bune. Ce ai crezut că vii pe nașpa? Hai, bine. Cât ai? 200, deci două mașini în primit. Ah, ba nu, am 3, am 300. Hai, că bine, am 300. Vedem, hai, ține-i deocamdată la tine. Ideea una foarte simplă, avem două pungi, una cu da, una cu nu. Dacă nu-ți convine vreo mașină, o bagi în punga cu nu. Dacă îți convine, rămâi cu punga cu da. Ești pregătit? Sunt câteva mașini foarte interesante ce sunt sigur că o să capteze atenția voastră și important dacă vă place ideea acestui clip, încă nici nu știm cum iese, loviți cu încredere butonul de like și important, notați-vă ca la final să-l lăsați în comentarii care ar fi alegerile voastre. Adică aștept comentarii de la voi cu 5 mașini din cele 11 ce le voi prezenta astăzi. Are you ready? Prima mașină despre care povestim este... Pare că mi-a pus mai tigăi. Asta. Așa arată. Știu că e Chrysler. Ok. Mamă, ce interior de Logan împuțit. De Logan? Mamă, e oribil. Are mână de aici, să te ții de ea. Asta dar... înseamnă că e un Jeep. E Jeep? Mamă, dar arată oribil. Nu-ți place? Nu, e oribil. După interior în ce ai pune? Nu, direct. Și după exterior? Mamă, cea mai urâtă mașină. E urâtă. Gunoi. Jeg. Ne place. Acvariu, da, ești acvariu direct. Următoarea mașină este asta de interior. Asta Typer, da, mie îmi place foarte mult Typer-ul, deci Typer-ul nici nu știu dacă are, nu o să mai avem, uitați. Asta îți place FN2-ul? Da, tot este frumoasă. Care este Typer-ul tău preferat? FK2. Bine, e cea mai lentă generație, dar e ok. E cea mai lentă generație? Da, e cea mai lentă. FN2-ul? Da. Nu știi? E cea mai lentă. Dintre toate? Dintre toate e cea mai lentă. E mai lentă decât, și decât generația precedentă și decât... Ok. E foarte lentă. Pentru că e cea mai grea dintre toate. Nu mă bag. Pentru că asta ar putea să fie un subiect pe care nu-l stăpânesc. Dar lăsați-mi în comentarii care este generația de Typer preferată. Da, clar, da, îmi place. Îmi place, e frumos cu spumă. Asta e vreau și eu. Următoarea mașină este asta. Ce vreau? Mi-ai pus căruciorul cu rotină. De ce zici vreau? Băi, e urât. Ce are? Are 3 ceasuri, zici că se dă de pe prete, dar mamaie. Îi trebuie aici 1.000.000 și e tot ce trebuie. Oribilă, ce? Smart for four. Dă la scaun mai lung, gen. Scaun mai lung, adică Fortul e scaun mai scurt. Da, e scaun, dar e mai scurt, așa, și motorizat. Da, este oribil. Roadster. 80 de cai, mort. Da, e mort adevărat, n-are putere. Bă, să te ferească Dumnezeu să faci viniuță cu trotinete. Vezi că nu e! It was at this moment that he knew. He fucked up. Lasă! S-a luat smart, nu! 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 Pe șmecherie, tata. Cum i-ai dat drumul așa. Și la față! Mamă, am pus jegul. Următoarea mașină este asta. Ce mi-ai pus? Ah, Ssangyong. Ssangyong. Să știi că foarte multă lume apreciază brandul ăsta. Eu nu. Nici eu. E o chinezărie puțită. Nici mie nu-mi place. Cu toate că mulți scriau că e cu tehnologie Mercedes, cu puii mei, da, tot. Și mă, iau Mercedes sau iau China? Adevărat. Ați văzut noul model cu bene de la Ssangyong? Da, ăla mi-a plăcut. Ăla chiar arată bine, da, și confortabil. Lasă-l, văd. Ba, asta chiar arată drăguț. Chiar X-Class. Și de afară, mașina arată așa. Pubelă. Pubelă direct. Pubelă direct. E oribilă. Acum știi unde să le bagi. Mamă, săi, frate, ce-am făcut-o pe aia. Următoarea mașină. Mașina cu numărul 7. Ai văzut-o, nu-i problemă. Ce-ți place interiorul ăsta? Să mă duc spre mormântare cu el. Bă, interiorul chiar îmi place. Jur că arată bine. E urât. Bă, arată chiar mișto. Ești, ești o babă care nu mai are loc, nu mai are nimic. Dar mă, că e drăguț. E drăguț, doi. E o mașină de excursii. E un două sau e un mai mare. Ce ziceam? Mașină mortoară. Cât am aruncat? Nu contează. Ce relevanță are? Aruncă. Nu, aruncă. Dau nu? Bă, dă-i nu. Următoarea mașină este... Fiți atenți cum trebuie să faceți voi. În momentul în care apare câte o mașină și dacă o vreți, deja vă apucați să scrieți în comentarii ca să... Că deja am uitat din ele. Da? Da. E bine. Ăsta este interiorul. Hammer.
Bă, am văzut H-ul. Nu știu, arată bine. Arată bine interiorul, îmi place. Arată tank, așa zici că scot proiectul prin geam. Mie îmi place foarte tare exteriorul de la mașină. Bine, îți trebuie la asta și o benzinărie pe lângă el. Adevărat. Dar îi dau dacă îmi place. Și mie îmi place. Frumos. Următoarea mașină este... Ești pregătit? Ia. Mașina românului. Ia. Vomit. Fai, jegul planetei. Deci o vorbă pentru mașina asta. Nu e întosatul ca la român pasatul. Deci oribilă. Deci oribilă. Ia uite, are tastatură, îți face și calcule. Oribilă mașina. Băi, băi, e pește, frate, e buget de pește. Ia-ți o Honda Accord. Ia-ți o Honda, are forme. Da, am înțeles. Deci vorbim vor un pește obosit. Dar ce pește ți-o zis? Băi, are bodă somn. Are bodă somn. Ia vreau să văd pe exterior. Are bodă somn. E urât cu spume. Vreau să știi că nu e atât de urât. E o mașină normală și interiorul ea. Mie mi se pare chiar frumos interiorul. Da, chiar e ok. Uite-te, mă, zici, e somn. Are față de somn. Uite puțin. Bă, seamă. Are față de somn. Să mor eu dacă te mint. Uite. Are față de somn. Are față de pește. Pe bune. Oribil. Nu m-am gândit niciodată la asta. Nu direct, e oribil. Nu-mi place, frate, nu... Următoarea mașină este asta. Toyota, Japonia, taxi, Prius. Mamă, m-a dat-o pe asta. Dar știi interiorul? Am mers Uber cu asta și de-aia îmi place. Da, mă, da. Decât Passatul ăla, doar pentru că mi-ai dat Passatul ăla, ai dat Dalia. Se mor tu, nu contează. Clar. Deci Prius pe lângă aia. Clar. Păi și dacă are 6, să zicem? E una în plus, deci tot îmi plătești 100 de lei. Și facem jumate la final. Următoarea mașină este asta. Dar nu mai țin cât am băgat. Nu contează. Kia Stinger. Nu este Stinger, că da, Stingerul e cu interior de... Da, e oribil volantă și își rupă. Volantul e oribil. Este electric, este un EV6. Direct nu. Six. Nu. Bam! Nu suport cu torbe electrice. Nu? Nu. Ia, să văd. E drăguță la exterior, dar nu, tot nu. Pentru că e electrică. Cum taci? No. Nu. Dar e... ai dat-o bine, ești aproape. E aia de dinainte cu farurile scamotabile, exact, care fac așa. Da, clar, da. Da? Să cu spune. Uite-o cât de frumoasă e. Uite-o, uite-o. Și mi-ai pus Passatul. Peștele. Bă, nu poți zici că e mașină frumoasă. Ba, e frumoasă și îmi place cu farurile scamotabile. Bam, bam. Bine, e cam aproape unul la unul cu Ferrari, dar tot pe acolo. Și ultima mașină din materialul de astăzi este... Vomit. A doua. A doua. E 60 după interior direct. 520 de 1.4 pasantul. 520 de. Bă, dacă este M5 discutăm altfel. Dar pentru că majoritatea cotoarelor astea obosite sunt 520 de pe gri cu interior negru, nu. Dar întrebarea mea e următoarea. Ție nu-ți place modelul? Cum arată ăsta? Oribil. Da. Nu, nu, nici să merg el până la piață n-aș merge. Hai să vedem ce mașini și-a ales Andru. Are 6. 6? Eu zic că 6 are. Deci 100 de lei. O idee genială ce mi-a venit acum referitor la un raport car vertical pe care mi l-a trimis un client de-al meu să arunc o privire pe mașina pe care el și-a găsit-o. Este vorba despre un Ford Mustang ce a fost înmatriculat pentru prima dată în Belgia, are câteva daune în Belgia, după care mașina a ajuns în România și este ca de obicei de vânzare. Kilometrajul este curat, dar are două daune. Una daună total în 2019 și încă o daună problematică în următoarea lună de după dauna totală. Mașina clar era varză făcută, uitați-vă la aia cum arată. Clar, o mașină de genul ăsta complicat să o mai consideri ca o mașină sigură pentru tine, pentru că vorbim despre atingerea unor elemente de siguranță. Și acum vreau să-ți dau o noutate dacă urmărești clipul ăsta. Dacă îți faci raport car vertical utilizând codul VROOM, îmi trimiți raportul împreună cu dovada faptului că ai folosit codul VROOM pe pagina noastră de Instagram VROOM VROOM VLOG, mă voi organiza în așa fel încât să intru pe raport și să îmi dau o părere dacă este sau nu o mașină pertinentă pentru a fi achiziționată sau dacă o ai deja, să îți spun părerea mea sinceră în funcție de raportul pe care tu l-ai achiziționat cu codul VROOM. Deci da, revenim la clip pentru că Andu este în mare formă. Hai să vedem. Taiper. Deci, taiperul... Piesă. Da, este piesă. Una. Lambo. Piesă. Doi. Piesă. Hai că e chiar azi drăguț până acum. Da. Prius. Perfect. Trei. O bag cu Uber. Eu calculam bine, mă, la ripă. Hammer H2. Nu crezi. Mersmart Roadster. Deci fii atent, o luat... Da. Deci nu-i luăm banii ăsta. Mamă, dar roșul ăla e jalnic rău de tot. Dar vezi că ți-a salvat 100 de lei. Da, da, sunt pupetat, da. Mamă,
am da, foarte interesant, suntem foarte curioși voi ce mașini ați preferat dintre știu cele prezentate azi. Știu că o să umpleți frigiderul și cu S60 și cu B6 și S60? S60. Știu că o să mă umpleți frigiderul până acasă, știu. Eu am un Duster. Hai, dați. Dați-mi coace, păi nu, chem. Auzi, că treceți peste, am Duster, puteți să începeți să dați în asta, nu? Da, dați cât vreți, ia, săracul ai Duster, eu de bani am luat B60 și două Passaturi, am înțeles. Băgați în comentarii acolo. Dar nu îi știu deja. Chiar sunt foarte curios să ne lăsați în comentarii voi ce mașini ați alege din cele 11 prezentate. Tu ce zici că o să fie cea mai votată mașină? Lambo sau... nu! B6 și 60! Clar! Bun, și dacă ar fi să alegi una dintre toate... Piper. Asta ar fi mașina de-asta de tine? Nu, stai. Lambo. Lambo-ul așa de plângă, e cea mai rară. Băi, deci jur, deci în loc de B6 aș merge cu multipla. Serios. Deci eu dacă ar fi să aleg una dintre ele, da, Lambo. Cu toate că e considerat unul dintre cele mai urâte interioare din istorie. Da, mami, își pare frumos, rău. Da, și lăsați și în comentarii care este mașina preferată din clipul de astăzi. Eu am fost Mihai Beli alături de Andu și Beatrice. Aștept să-mi umple frigiderul. Dacă vă interesează de umplut frigidere... La mine, după B6660, dați, dată. Aveți link în descriere cu... canalul meu. Canalul lui. Și până la următorul material, nu uitați! Iubiți-vă mult! Mașinile! Pa, pa! La afară de B6.